De-a lungul timpului, capitala Banatului a înregistrat nenumărate premiere. Una dintre acestea și cea mai importantă este reprezentată prin primul tramvai. Acesta a fost tras de cai pe străzile Timișoarei în vara anului 1869. Vagoanele erau de fabricație austriacă, iluminatul se făcea cu lămpi pe gaz, parcul număra 15 perechi de cai, 5 vagoane, dintre care 3 erau rezerve. Pentru a marca 144 de ani de la această premieră, Regia de Transport a Timișoarei a sărbătorit luni 8 iulie, ziua transportului public local. Cu acest prilej, Regia de Transport a pus la dispoziția timișorenilor o cursă gratuită cu tramvaiul turistic, fabricat în anii 60. Pe durata călătoriei cu tramvaiul, un ghid a povestit pasagerilor despre începutul tramvaiului în Timișoara și despre zonele prin care acesta circula. La eveniment a participat și grupul de copii peregrini, care a susținut un concert ce a recreat atmosfera Timișoarei de altădată, prin interpretarea melodiilor lumii la instrumente autentice, caval, acordeon, ukulele, bodran, fluiere și mandolină. Așa, erau mai... Erau din alea deschise vara, stăteai afară. Nu erau deschise? Deschise, ambele capete și vatmanul avea măcinătorul ăla acolo în față. Și veneau până aici, ăștia din Mihala veneau până aici, își schimbau, se duceau în spate, macazul, da. Și se duceau înapoi, nu veneau mai departe. Așa, astea. De aici întorceau. Atunci erau tramvaile cum erau, era mochii care mergea la abator acolo și aducea vite și animale din țară. Și astea, și pe urmă s-a dezvoltat, s-a modernizat tramvaile, s-au făcut pullmane, erau care făceau zgomot și asta, dar după aceea s-au făcut... Și acum, atât cât îmi trebuie mâine la mie, la vârsta mea, e foarte bun transportul. Mai și fug după un tramvai, când pot.